Marius, ce ai fi spus în caracter? În 3 ani ți-ar fi spus că vei sta alături de trofeu și că vei juca pentru acest trofeu în vară? Nu știu, probabil că ar fi nebun sau nu știu. Eu nu m-am gândit acum 3 ani că voi fi așa de aproape de acest trofeu. Dar acum că sunt aici, normal, mă gândesc că, în primul rând, să fiu sănătos și să-mi fac treaba la club și să fiu acolo. Dar te-ai gândit să-l câștigi, sincer? Cum am spus-o, aș lua-o pas cu pas. Întâi m-aș gândi să, clar, să ieșim din grupă și am mai spus-o, aș vrea să ajungem într-o semifinală. Nu m-am gândit chiar așa departe. Cum am spus-o, pas cu pas. Dar, practic, ne apucăm de fotbal pentru... Clar, pentru asta ne apucăm de fotbal, dar știm, vor fi meciuri grele. Sperăm, normal, ne dorim să câștigăm, dar e drum de lung până acolo. Care a fost prima impresie când ai văzut trofeul? Nu știu, m-au încercat câteva emoții, clar. E un trofeu important, cel mai important trofeu european și, clar, sunt multe meciuri până acolo și... E clar, vrem toți să ajungem acolo, dar știm că va fi un drum greu. Vă spune că e cel mai bun sezon din cariera ta? Da, din punct de vedere al cifrelor, normal, pentru că am marcat destul de multe goluri, ceea ce nu făceam în sezoanele precedente și da. Și calificare la Euro? Da, chiar a fost un an bun pentru mine și trebuie să mențin acest an. Ca să fiu și la Euro și să-mi îndeplinesc obiectivele și cu echipa. Te gândești să marchezi și la Euro? Clar, ar fi un vis să deveni realitate să marchez acolo, dar cum am spus-o deocamdată, mai sunt câteva luni până acolo și avem o treabă de terminat cu echipa. Ce ar însemna, apropo de treaba aceasta, ce ar însemna să fii convocat la Euro din postura de campion? Normal, odată ce voi avea rezultate bune cu echipa, e clar că voi avea o șansă mai mare să fiu la Euro. Mă gândesc acolo și îmi doresc, clar. Și finală la Euro sau titlul? Pe ce se vede? Cum am spus, deocamdată prioritar este ce fac cu echipa, iar apoi o să mă gândesc și la echipa națională. Ce făceai la ultimul campionat european al 2016? Probabil atunci eram încă la juniori, din câte mi-aduc aminte. Da, cred că eram încă la juniori și nu visam să fiu aici, să fiu în postura asta atât de aproape de acest trofeu și nu m-am gândit, sincer. Hedi Orlandu final e un antrenor special pentru tine? Normal, l-am avut în 3 rânduri ca antrenor, l-am avut antrenor și la media și am lucrat cu dânsul acolo, cred, o perioadă de 2 ani. După care la FCSB o perioadă mai scurtă de timp și acum aici, la Național. Clar, este un antrenor cu care am lucrat foarte mult și care m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult. De acolo de fotbal să atingi astfel de trofee? Clar că de asta te apuci de fotbal, să joci cu aceste trofee, să joci pentru aceste trofee și... Este o mândrie pentru toți să jucăm pentru acest trofeu. Mulțumim, Mai mult?